trebuia să vii după mine. Nici vădat tot ce ai făcut, ești încă sormă. Tu vorbești serios? Că la ultima noastră discuție... Eram nervoasă. Pe bune? Gen, tu încă mă iubești adelor? Că eu chiar te iubesc, așa cum știu eu, dar chiar te iubesc. Vezi, nu crezi tu ce spune Andreea. Serios? Minte? Și pe cine să cred? Pe tine? Tocmai era să mă împuști. Adela, fă ce zice. Stai jos. Nu. Adela, stai jos! Las-o să plece! Ce scuze? Am vrut doar să te sperii. Silviu, te rog, dă-ne drumul și nu o să pățești nimic. Îți garantez. Prea târziu. Lucian a spus deja totul pe post. Lucian a mărturisit tot? N-a făcut absolut nimic din ce l-am rugat. Vezi? Nici măcar nu s-a gândit la tine. A spus că te-am răpit, că eu sunt nebun și că el e nevinovat. Și ce înseamnă asta? Că ce o să-mi faci? O să mă omor sau ce? Am de ales? Silviu, nu trebuie să faci asta. Ba da, trebuie. Și acum nu mai poți să-ți dau nici ție drum. Probabil că te duci la poliție. Nu mă duc, îți promit. Bine, bine, atunci lasă-mă să mă gândesc. Nu? Nu mai pleacă nimeni de aici. Văd dementul e însărcinată. Tu încerci să mă manipulezi acum? Nu, e însărcinată! Așa e. Dacă nu mă crezi, uite-te în geanta, am ecografia. Bine. Bravo, Silviu, bravo, bravo, bravo! Ești prost! Ești prost! Ești prost! Bun, hai să ne calmăm. Pare foarte rău. O să mai duc și vedem care? Mi-e foame. E foame, mă! Da, am înțeles. Da, bine. O să mă duc să caut ceva de mâncare. Să nu faceți nicio prostie, da? Că lipsesc. Sunteți cu minții. Tu crezi că eu m-am gândit la asta? E dus cu pluta! Tocmai de-aia nu mai gândești eu limpede. Trebuie să fugim. Unde-i Silviu? Paul, habar n-am. Nu am luat legătura cu el. Nenorocitul ăla mi-a răpit fica. Paul, știi că nu e bine. Știi că a rămas cu sechele de pe front. Credeam că e vindecat. Nu mă interesează. Dacă se atinge de un fir de păr de-al Adelei, îl omor cu mâna mea, așa să-i spui. Paul, nu am cum să iau legătura cu el, mai ales după ce Lucian a zis ce a zis pe post.
Paul, crede-mă, nu te mint. De când ai venit aici, n-ai făcut decât să minți. Asta ai făcut. Paul, vrei să știi adevărul? Când am venit să lucrez în televiziunea asta, știam că Silviu vrea să dovedească cine i-a ucis tatăl. Și a zis că și familia ta e implicată. Lucian e implicat și el nu e familia mea. Noi nu avem absolut nicio legătură cu moartea lui Tasu. El crede altceva. Ai lucrat pe raspată de la bun început, de când ai venit aici. Asta ai făcut. Nu știam că lucrurile vor fi așa. Și cu Lucian ce a fost? O greșeală.